Gazele naturale s-au vândut recent la Bursa Română de Mărfuri cu un preț mai mic de 170 de lei pe megawatt oră. Prețul e aproape de 3 ori mai mic decât era în aceeași perioadă a anului trecut, și energia electrică e de peste 2 ori mai ieftină. Prețul a coborât recent sub 370 de lei pe megawatt oră, dar ieftinirile de pe burse nu se văd încă și în tarife mai mici pentru consumatori. În momentul în care crește, dar când este cazul să se scadă, toată lumea uită. Ar fi bine să scadă, dar ce putere avem noi? Eu mă aștept să fie mai ieftine, nu în contextul alegerilor. De exemplu, în București, companiile de utilități cer în continuare pentru un kilowatt oră între 73 de bani și chiar peste 11 lei în funcție de ofertă. Oficialii Autorității de Reglementare în Energie se așteaptă ca furnizorii să vină cu tarife mai mici pentru populație. Cei ai companiilor susțin însă că acest lucru nu e încă posibil. Am văzut în ultima perioadă inclusiv prețuri negative la energie electrică, situații fără precedent în ultima perioadă. Cred că și furnizori, în funcție de strategia de achiziție pe care o au, cumva această scădere ar trebui să se vadă și în factura consumatorilor. Trebuie să așteptăm puțin să ne convingem că aceasta este realitatea, acesta este trendul, ca să nu schimbăm de pe o zi pe alta și cine știe ce se întâmplă. Ministrul Energiei dă asigurări că guvernul nu va modifica tarifele plafonate pentru consumatori în contextul ieftinirii energiei, dar anunță că suma maximă admisă pentru deconturile furnizorilor ar putea fi mai mică. Deocamdată nu am avut discuții la nivelul guvernului cu privire la modificarea acestor plafoane, dar discuții cu privire la scăderea acestui plafon de 1300 de lei pe megawatt de decont, cred că trebuie să-l avem în vedere de diminuarea lui. Căzând prețul de piață, trebuie să vedem cereri mai scăzute de compensare, da, de subvenție în partea statului. E lucrul la care ne vom uita și noi. Reprezentanții furnizorilor sunt însă reticenți față de o nouă modificare a regulilor și reclamă că și așa autoritățile întârzie decontările.